Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Banca Națională. La dezbaterea, sper să fie fructoasă și în același timp interesantă, asupra lucrării Stabilitatea Financiară și Politica Macroprudențială, avem autorii aici de față, Florin Neagu, Matei Kubinski și Alexie Alupoaie. Eu de la început le adresez felicitări. Nu preget să fac asta și o fac cu mâna pe inimă și în modul cel mai sincer. Și am cel puțin două motive pentru care fac acest lucru. În primul rând este o lucrare de pionierat. Nu știu dacă este chiar prima care apare așa sub forma unui aproape tratat în România, oricum este printre primele lucrări de acest fel. Și apoi, așa cum am înțeles eu, lucrarea este complexă, într-adevăr, și problematică. Macroprudențialitatea e complexă, complicată, uneori a fost greu de înțeles, aduceți-vă aminte și când s-a înființat și Parlamentul a aprobat acest comitet român de macroprudențialitate, au apărut voci, ce asta, domnule, se formează un nou guvern al României, păi cu ce se mai ocupă guvernul, cu ce se mai ocupă Banca Națională dacă apare acest comitet. Dar lucrarea, tratând o problematică complexă, este adevărat, este complexă din punctul meu de vedere pentru următorul motiv, pentru că are și o bază teoretică destul de solidă, le spun destul de solidă autorilor să nu li se urce la cap, așa că m-au de făcut în ceea ce vrește teoria. Normal, cu toții mai avem pentru a înțelege lucrul, dar și practică. Mai toți, dar în special domnul director încă adjunct Florian Neagu, fac parte din secretariatul acestui comitet macroprudențial și deci ei participă la toate discuțiile care au loc și văd și aspectele teoretice și practice. Bineînțeles, în acest destul de mulți ani de când a apărut comitetul, au apărut și chestiuni practice. Acum nu aș vrea să vă răpesc timpul pentru că aveți aici nume grele despre carte ca atare. Dar vreau să vă spun, să folosesc acest prilej pentru a vă spun de câteva lucruri din poziția mea de veteran al acestui aproape fenomen. Aproape fenomen. Și într-un fel s-a întâmplat, asta a fost istoria pe care am trăit-o, să particip aproape la toate discuțiile mai importante legate de apariția fenomenului numit macroprudențialitate și ridicarea mai sus ca un element prioritar față de stabilitatea prețurilor a cuvântului și a noțiunii de stabilitate financiară. Și acest lucru s-a întâmplat pe fondul, probabil că vă aduceți aminte, relativei stabilități, reducerea creșterilor de prețuri în anii 90 cu o creștere economică importantă la nivel de economie mondială, dar mai ales la nivelul țărilor dezvoltate. Ceea ce a împins teoria și practica gândirii economice în anii 90 să vorbească despre Great Moderation, adică o perioadă în care inflația s-a dus în jos și economia a crescut. Am participat, într-adevăr, și probabil că alta dată, să vă spun, varianta pe care am trăit-o și la anumite fricțiuni la nivelul băncilor centrale. Asta e rezultatul
politicii băncilor centrale sau al unor transformări mari care au loc în economie. Erau transformări mari. Prăbușirea țărilor comuniste, crearea unor piețe noi, care erau dornice să absorbă și tehnologie și bunăstare din Occident. Mai mult decât atâta, atmosfera era ca după câștigarea unui război, câștigase într-adevăr războiul rece, chiar dacă mulți nu acceptau să spună am pierdut un război, nu? Era vorba numai de un atmosferă pozitivă, ca să spun, la nivel mondial. Și discuțiile au fost, mai e politica monetară care a contribuit la asta. Și mulți au spus, nu, domnule, hai să fim serioși. A apărut China, care nu da piețele cu multă marfă și a împins prețurile în jos. S-au pus pe piață dividendele războiului rece, adică toată tehnologia folosită anterior de serviciile secrete, telefonia, de exemplu, mobilele pe care acum le folosim cu toții, în anii 90 au apărut pe piață, 90-91, întâmplător am fost și la acest moment și la cuvântarea lui Bush senior, nu? Și au revoluționat comportamentul nostru, comportamentul social. Noi, ca oamenii, uitați-vă acum cum facem. Mergem altfel pe stradă, cu telefonul în față, ne pozăm, ne-am schimbat și comportamentul. Și deci a fost și punctul ăsta de vedere, hai să fim serioși. Credit moderation a rezultat din mult mai multe lucruri, numai din politica băncilor centrale. Dar în contextul ăsta, ce vreau să vă menționez este că a apărut un om, având o relație specială cu el, mă suspectez că îl ridic probabil exagerat de sus, dar asta e, așa l-am cunoscut, care din lucrător la Banca Angliei, apoi din lucrător la Fondul Monetar, din specialist a ajuns destul de tânăr atunci, directorul BIS, Bank for International Settlements, directorul Băncii Reglementelor Internaționale de la Basel, și a revoluționat banca. Banca, probabil că știți, a fost înființată în anii 30 de către țările debitoare și țările creditoare după primul război mondial pentru a reglementa reparațiile de război ale Germaniei. Și a contribuit în măsura în care a putut să contribuie, pentru că hiperinflația din Germania, ca și apariția nazismului, a aruncat în aer, politic vorbind și militar, încercările băncii. Ba mai mult, în timpul războiului, banca s-a implicat și în câteva tranzacții cu aurul nazist. După război, americanii au spus, pot desfințăm. Și a apărut Per Jacobson și a spus, da, de ce să o desfințați, că e bună. Pentru ce e bună? Pentru economia mondială, face statistică și așa mai departe. De aia și conferințele care au loc la banca, anual, la Banca Reglementului Internațional, se numesc Per Jacobson. Da. În cinste acestui om care a salvat și banca și, într-adevăr, a făcut un fel de banca băncilor centrale. Apare Andrew Crockett cu ideile clare că credit moderation vine din altceva și o alergim. Și am fost acolo, întâmplător, m-a rugat să merg și în China, știind că avem o relație specială cu Banca Populară a Chinei, să merg cu mesajul ca să intre în Banca Reglementului Internațional. În 3 ani de zile, banca s-a lărgit la 30 și ceva de bănci centrale. Noi suntem, între țările fondatoare, eram creditori în primul război mondial, la 100 și ceva, aproape 200 de bănci centrale, datorită acestui om, Andrew Crockett. Da. Și până a venit cu altă inovație în aceeași ideea lui, că să nu ne culcăm cu o ureche cu ideea că
crei modele și înseamnă că s-au rezolvat toate problemele. Nu, 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 spunea de câteva ori, uneori chiar brutal. Atenție! Istoric, băncile centrale, nici că sunt instituții foarte vechi, biserica are 2000 de ani, ne spune. Băncile centrale, așa cum funcționează în prezent, n-au nici 20 de ani. Dar Banca Angliei, când a plecat la drum, sau Banca Suediei, n-a plecat ca bancă centrală, erau bănci ale statului. Acum băncile centrale nu m-au voie să financeze statul. Ei, mai de ce? Stabilitate financiară, domnilor. Pericol mare. Și înființează în clădirea Bia Estului, nu știu dacă ați văzut acolo, este un turn, o clădire modernă, frumoasă, un muzeu al crizelor financiare. Și printre, având relația asta specială, că am fost printre primii invitați. Intrai pe un coridor așa în negru, dar totul negru, nu știu, vedeai. Și odată, pac, 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 lumini și vedeai un tip care sărea de la etajul 40 pe Wall Street. Imaginezi că te cutremurau, adică te și sperie, ăsta e adevărul, chiar dacă știa istorie. Nu? Și cu țipăte, nu? Și au venit câțiva dintre colegii guvernatori. Măi, Andric, ce faci tu? Sperii lumea, ce e cu... Adică tu spui că apare o criză financiară, este iminent. Și sfârșit, s-a mai discutat acolo, s-a calmat, a desfințat muzeul, că, într-adevăr, era totuși 2001-2002, era încă atmosferă pozitivă, nu? Mergeau încă lucrurile bine și venise lucrurile, dar pe diverse căi și-a susținut punctele de vedere. Și cuvântarea lui a fost mult mai mild, dar a cutremurat sala. N-a mai spus că e inevitabil, că ne concentrăm prea mult pe stabilitatea prețurilor, că asta nu rezolvă. A zis cam așa și nu multă lume l-a înțeles. Domnilor colegi, stabilitatea prețurilor n-a adus dividendele sperate în ceea ce privește stabilitatea financiară. Punct. Cine putea să înțeleagă, a înțeles. Și a înțeles că exact la 2-3 ani a apărut 2007 și criza financiară. A dărâmat o paradigmă. Pentru că nu ești cel puțin veteranii, că sunt prin sală suficienți veterani, știam ce, că era, care era teza predominantă în anii 90. Ne spunea și nouă, și Fondul, și Banca Mondială, dar cine nu spune? Stabilitatea prețurilor și celelalte vin de la sine. Dacă dați inflația în jos și aveți stabilitatea prețurilor, toate celelalte vin de la sine. Creștere economică sustenabilă. Probabil că observați că inerțial noi folosim în continuare, la sfârșitul oricărui comunicat, că vom asigura stabilitatea prețurilor care să determină o creștere economică sustenabilă. Și ăsta este adevărul. E o condiție necesară, nu e suficientă. De la crochet citire și de la criza s-a stins. A trecut de la cele veșnice. A mai ținut un discurs prin 2000, chiar înainte de a începe criza. Și a sugerat, dar nu. N-ați vorbit de comitete macroprudențiale sau de altceva. Disputa era mare. Și cel mai mare avocat al, sau adversar, mai bine zis, al ideii că Banca Centrală se ocupe și de stabilitatea prețurilor, cine putea să fie? Nu? Bundesbank, care ținea tare la paradigma, avem un singur instrument, un singur obiectiv. Eu, în lunga mea experiență, am luat-o de atâtea ori în cap, când spuneam, domnule, mai trebuie să ne ocupăm și cu asta, nu l-ai citit pe Tinbergen. L-am citit, domnule, ai alt instrument decât dobânda. Încercam să spun, da, domnule, uite, mai folosim cursul de schimb. Ai cum să folosești cursul de schimb și intervențiile? Numai dobânda și fii băiat serios, că asta este teoria dominantă. Weinmann,
Într-adevăr, acest dat ultimul. Eu acum vă spun o poveste lungă de 15 ani, până când a apărut la nivelul Uniunii Europene acest comitet prudențial. Vă spun această poveste lungă păsărită, așa că ce mi se pare mai interesant. Și am fost și la întâmplător și la întâlnirea aia, toată lumea zice, mai ce o să spună? Ce o să spună? Cum o să le împaci? Nu? Teoria lui era și ea simplă. Măi, noi nu facem nici supraveghere bancară. Că Bundesbankul nu face supraveghere bancară. Într-adevăr, regretă faptul că au supraveghere bancară, fac numai un fel de inspecție. Unde poți să ai cele mai bune informații despre sistemul bancar decât la Banca Centrală? Că ai conturile lor, le vezi mișcările tuturor operațiunile și te duci în altă parte, înseamnă rapoarte. E metoda cea mai fericită a Bundesbankului. Și noi nu facem nici supraveghere și acum să ne ocupăm de altă drăcie, de stabilitate financiară. Fie vorba între noi, acum a apărut și încălzirea globală și au mai apărut și altele care încearcă să intre sub, într-un fel sau altul, sub umbrela băncii centrale. Da. Și Weidmann a apărut și a spus, da, ne-am gândit, mergem și noi pe faptul că stabilitatea este foarte importantă, nu mai putea să zic. Deja era în 2013 sau 2012, nu mai țin minte, și era criza din 2007-2008 care a zguduit economia mondială și ne-am gândit, dar nu poate să facă numai Banca Centrală, sub nicio formă. A, e foarte bine. Și trebuie făcută o instituție nouă. Și am mai zis așa, am mai zis și altcineva altceva, s-au mai discutat și așa a apărut comitetele astea macroprudențiale care abordează riscul, da? Din punctul nostru de vedere, a fost un mare pas înainte. De exemplu, când această instituție unde sunteți acum a acceptat țintirea inflației, la modă în anii 90, Bundesbankul era cu țintirea lui M2. Și uite că văd panelul Drăgurin acolo. Și fondul venise să ne... M2, creșterea lui M2. Și doi cu... să țintim Nelu Drăguline și el veteran. Bine ai venit, Nelo, iarăși pe la noi. Și abia trecea și, să zic, Bundesbankul de la țintirea lui M2, masa monetară, aia mijlocie, spre ceva mai mult. Deci, dacă întrebați pe mari experți, sunt chiar curios să vedem cei de aici din sală ce părea. Banca Centrală Europeană nu face chiar țintirea inflației. Nu? Și nici nu cred că insistă că e cu țintirea inflației. Are politică specifică. Dar iarăși e discuție mare asta și n-am eu timp și nici nu cred că e de nasul meu să lămuresc marile întrebări ale politicii monetare, da? Da. El, Weidmann, avea dreptate. Ce bă, supraveghere nu facem. Începem să ne mișcăm să ieșim din M2. Tietmeyer abia plecase. Deci Tietmeyer era cu M2. M2, uite că corelația există. Cum există, domnule? Cum vezi? Păi există la noi. Dar noi peste tot în lume. Dacă e la voi, ce credeți? Că ce e la voi, la nemții, e peste tot în lume. Da. Și ieșim și din... Am renunțat și la politica monetară, ne-am băgat în Banca Centrală Europeană și acum ce mai vreți de la noi? Să ne ocupăm de altceva, de stabilitate financiară. Și discuțiile au fost până când, nici nu mai țin minte exact, Daniel, probabil că e și el veteran și aduce aminte, a apărut acest CERS. Da. Ceva înainte de 2020, după lungi dezbateri, ne-am dus noi la primele dezbateri, ne uitam acolo. România avea marea, și Banca Națională României, marea calitate să apară pe un singur indicator la negativ. Dar nu cu prea multe, deci evoluase. Că creditul
către guvern e prea mare. Și aici au fost discuții. Măi, nu e creditul pentru guvern prea mare. Creditul neguvernamental e prea mic. Din N motive pe care colegii probabil că o să le mai lămurească o dată și Florian Neacu, l-am mai întrebat de câteva ori. A scăldat-o, ba pe stânga, ba pe dreapta. De ce nu merge, mă, creditul către întreprindere, da? În sfârșit. Nu sunt în sală, așa că te ascult de la, din cabinet, să vedem ce mai zici despre această mare problemă. Și mai apărea problema flotării cursului. Deci, când această instituție a trecut la țintirea inflației, dominanta era curs liber. Păi, dumneavoastră, puteați să sperați că un om care a suferit, efectiv, eu am suferit atâtea atacuri, inclusiv că mă spânzură de picioare Vadim Tudor pe Calea Victoriei în anii 90, datorită deprecierii cursului, să accept ideea că cursul va fi liber. M-am suit în avion, am zis, bine, bă, după ce am fost premier, aveam mai mult curaj. Și m-am dus la un curs, eu dictam mai guvernator, la FMI, și am găsit acolo un buclet, o cărticică mai mică, care era iarăși o ieșire din paradigmă. Pentru țările, să nu zic în curs dezvoltate, emergente, care era în noțiune, poate să fie manage floating. Și m-am agățat de chestia asta, am acceptat că țintirea cursului de schimb era extrem de periculoasă. N-aveam rezerve încă. Atunci, prin începutul anului 2000. Țintirea lui M2 era deja în curs de dezavoare. Nu vezi, mă, că nu e nicio corelație, că apare viteza de circulație a banilor, se schimbă toate. Și atunci, țintirea inflației era și la mod. Hai să o acceptăm. Și am prins chestia asta cu managed floating. Managed floating, dar când intervii pe piață. Și alte discuții. Păi au continuat până acum 2 ani. De ce interveniți pe piață? Păi știți că nu intervenim. Noi ne facem altceva decât încercăm să vindem ceea ce ne vinde Ministerul de Finanțe. Deci în loc Ministerul de Finanțe să vândă direct prin piață să valuta pe care o primește, care cont în valută la noi. Înseamnă să știa contul de la noi, nu? Și să fac el politică cursului de schimb, Ministerul de Finanțe nu e o pierdere de indemnitate. Da, dar nu trebuie să întâlnesc. Dar ce să facem? Ne vând valuta și noi facem creație monetară, da? Și nu oricum. Ne dau 1 miliard, de exemplu, într-o zi, pac, 5 miliarde. Crește baza monetară, nu crește masă, baza monetară crește. Banii tari de la Banca Națională. Păi știți că nu mai e cu M2-ul. Păi nu mai fi cu M2-ul, dar ce a spus acum fostul guvernator al Băncii Angliei? Haideți să mai revenim puțin și la corelația între masa monetară și prețuri, că nu s-a rupt chiar de tot. Am avut însă și asta e ultimul aspect pe care vreau să-l dispun, că nu știu să-l fi povestit, am avut însă și o poveste mai tare, anul 2005-2006. Deci, intră România în NATO, se anunță 2007 intrarea în Uniunea Europeană, nu 2010, da? Și dintr-o dată am fost descoperiți. De cine? De către capitalul străin. Deci înainte era secetă, lipsă de irigații, lipsă de lichitate, dintr-o dată n-am pomenit că intră capitaluri mari. Și cursul începe să aprecieze. La început, bucurie mare. După vreo 2-3 luni, băi, stai puțin, unde se duce cursul ăsta? După alte vreo 5 luni apare Mihai Ionescu cu exportatorii pe scările Băncii Naționale. Isărescu, nu uita, banca asta nu e a ta. Ne-ai omorât, s-a apreciat cursul. Colegul Eugen Rădulescu, pe care nu-l văd în sală, lăsați, domnul, era, nu mai era aici, era președintele CEC. Lăsați, domnul guvernator, cursul s-a precis. Unde să ducă, mă? Deci de la 3,6 se ducea deja spre 3,2. Până la 2. Zău, mă? Până la 2? 2 lei pe euro? Păi dacă
Libera circulație a capitalului. Dar ce legătură are, mai Eugene, această liberă mișcare a capitalului cu fundamentele din economia română? Păi nu, să le crească productivitatea. Mai stai că nu e vorba de... E vorba de cifre aici, nu lucrăm cu... Bineînțeles că e bine când cursul este tare, că e o întărire, nu știu ce, dar cum poți să-i ceri unei firme să-i crească productivitatea cu 20-30% cât ai tu aprecierea cursului. Păi, pe urmă, să duci înapoi. Adică tu crezi că o fabrică în România, care devine total ineficientă, nu mai poate să producă, să închide, când ajunge cursul la 2 și, pe urmă, când se duce în partea altă, o deschizi așa, ușor, nu? Adică, ăia nu sunt în șomaj, nu au plecat. E ca o dugheană de țigări sau magazin micuț. Și aici au fost discuții mari și a trebuit să intervenim. Cine m-a încurajat? Fac o mărturisire publică. I-am spus lui Daniel de anul dimineață. A venit Andrew Crockett. A început să arate pe bolnav. Un an jumate după aia. A venit special la București. Și mi-a spus, apropo de discuțiile care avem cu stabilitatea, mai tutuiam. Ce mogur să nu cumva să lași curul să aprecieze că România va fi terminată dacă cade sub 3 lei. Păi m-a întărit, bineînțeles, că nu era oricine. Și dintre foștii colegi de la Banca Națională erau suficient de mulți, câțiva mai sunt prin sală pe aici, care spuneau, hai doamne, lăsați cursul liber. Nu? Să se întărească că e bine perirea politicii monetare. Andrew Crockett, dacă las să aproceze, o să ai o criză de toată frumusețea în România. M-a ajutat așa, m-a întărit sufletește când am fost chemat la examenul de intrare în Banca Centrală, în sistemul băncilor centrale europene. În același an, în toamnă același an, când pentru că am mai făcut o trăsnaie, trebuie să recunosc că am lăsat și lichiditatea în piață. Ne costa foarte mult. Și la întrebarea, da, lichiditatea în piață, zice, ați lăsat. Păi costă foarte mult. Păi ăsta este costul bătăliei cu inflația. Da, domnule, dar și bătălia asta cu inflația, dacă te aduce la sapă de lemn, trebuie să găsești o soluție, nu? Dacă, pentru că, până la urmă, o pierdere majoră la Banca Centrală e o problemă fiscală, nu? E un cost fiscal major și apare, pe partea altă, niște profituri ale băncilor comerciale care se învață să nu mai dea credite, nu? Că le-e mai ușor. Mulți erau plecați de aici, de la Banca Națională, să adunau în stradă aici, la primul restaurant și hai că facem profituri mari. Luăm banii pe carry trade și îi plasăm la Banca Națională că ei trebuie să accepte costurile cu lupta contra inflației. Ei, eram destul de întărit, dar știam că suflase vreo în biserică. Nu? Cu două lucruri și intervenții masive. Deci când a ajuns la 32 și după 3,2 și după întâlnirea cu Crockett. Sunt gata. Nu îl mai las. Și le-am mai lăsat și lichiditatea în piață, n-am sterilizat-o. Decartul era mult prea mare. Nu era ca acum 1%, era mai mare. Deci de dor suflat în biserică. Și Jean-Claude Trichet, o altă persoană care m-a ajutat și care a fost în favoarea și primul președinte al Comitetului Macroprudențial, m-a întrebat simplu la tet-a-tet, de ce ai făcut asta? La nivel de banchier, o întrebare grea. Deci să uită la tine, măi, spune de ce ai făcut asta. Adică de două ori ai și intervenit și ai tot ce ai cumpărat, nu? Ai băgat lei când am cumpărat valută. Păi, ca să descurajezi aprecierea cursului și știți că e punctul ăsta de vedere ca să nu riscăm instabilitate financiară.
Da, dar e o chestiune în discuție, zice el. Nu e clarificat. Pentru că era 2006, nu se clarificase. Zic, da, așa este, dar mai avem un motiv. Care? Păi, cu aprecierea asta a cursului, spuneți-mi mie cine nu preferă să ia credit în valută. Și ia credit în valută la 3,2. Și în toți că așa sunt piețele valutare, fac overshooting. Deci, pendulul se duce dintr-o extremă în alta tare, de tot. Nu? Uitați, un fost funcționar de la noi, de la Banca Națională, să-l las chiar până la 2. Și chiar așa, până la 2. Deci el... Da. Până unde? Și după ce ajunge la 2, se duce în partea altă, nu? Lumea ia credit în valută și asta nu este risc major. În spate, mare susținător al non-intervenției, libertății cursului și așa mai departe, era Bin Smanghi. Atunci, membru al bordului. Ce nu, nu, nu. Așa, asta e prea serioasă abaterea de la, n-a zis dogma, de la politica clasică. Nu, e prea serioasă, nu. Și în înțelepciunea lui, Jean-Claude Christian, Lorenzo, stai o clipă. Stai o clipă, hai să ne mai gândim. Cum e cu... Și mi-a zis și pe nume. Mai mugure, cum e cu creditul ăsta? N-am văzut. Și am spus, uite. Realizez că e o problemă pe care n-am rezolvat-o. Și tot ce-am pățit cu creditul în valută, da? Cam asta e o istorie mai lungă a stabilității financiare, da? Așa o vorbim în macroprudențialitatea. Așa, acei talibani care ziceau, domnule, stabilitatea prețului se rezolvă toate celelalte, au intrat așa într-un declin. Am fost și eu cu stabilitatea prețului, că asta era... Am fost și eu taliban, ca să zic așa, în anii 90, până când am dat cu capul de realități. Nu uitați că mi-am dat doctoratul, într-adevăr, în perioada comunistă, pentru flexibilitatea cursului. Și ziceam, da, flexibilitate, flotare liberă, dar eu 88, când mi-am susținut, 88, 89, când mi-am susținut teza, vorbeam despre capitaliști, nu? Despre să fie cu flotare liberă sau, și așa mai departe. Nu mă gândeam la... Când am ajuns pe scaunul ăsta și am dat cu capul de realități, văzut cât de importantă e stabilitatea financiară, dar am făcut toată povestea asta ca să-i laud pe acești tineri, nu știu dacă ei sunt chiar conștienți de ce au scris și ce contribuție importantă au avut. Am stat de vorbă cu ei. Băieți buni, mai trebuie să mai citească. Asta m-a încântat foarte mult, că își văd lungul nasului, că asta este economia. Câteodată e așa, câteodată e de-am noastră. Trebuie să uităm că într-un din cursurile lui de Economics, Samuelson spunea cam așa, învață un papagal două cuvinte, cerere și ofertă și el o să aibă pretenția că e economist, nu? Deci acești tineri, după ce am vorbit cu ei, mi-am dat seama că nu sunt deloc nici papagal și nici... Și sunt conștienți că mai au de lucru, perioadă de turnură. Numai politica monetară se schimbă și funcțiile băncilor centrale, nu? Se schimbă multe altele. Deși problema, o bancă centrală poate să aibă pierdere, da. N-am prea acceptat-o, numai pentru că e un cost fiscal. M-a întrebat actualul managing director al fondului în primăvară, primăvara anului trecut. Doamna Gheorgheva, de ce? Vă uitați și la profit? Nu mă uit, mă uit la stabilitatea prețului, mă spui la obiectivele noastre, stabilitatea financiară. Dar nu pot să neglijez poziția financiară. De ce? Și am spus trei motive. Unu, credibilitatea băncii centrale. Deci noi facem și supraveghere.
Păi credeți că ne e ușor să ieșim, să le spunem băncilor să-și facă, să aibă poziție financiară clară dacă ele văd că poziția noastră financiară e pe pierdere și o chestie de apariție publică. Nu poți să ceri unei instituții financiare să spui, păi eu nu sunt instituție financiară, eu sunt altfel, un fel de institut de cercetări. Păi, dacă ajungi acolo, până la pasul în care spune că ești bugetar și că salariile sunt date de la buget, nu e decât un, nici nu mai e un pas, o jumătate de pas. Deci, a doua elita de la Banca Națională a României s-a format și cu salarii concurențiale, că altfel îi pierdem. Se duc la Banca Centrală Europeană, se duc la alte bănci. Ăsta este principiul de funcționare al sistemului băncilor centrale europene. Deci copiii ăștia, că sunt copii încă, mâine pleacă de la noi. Se pot duce la orice bancă centrală. Dacă salariile nu sunt cel puțin comparabile. Și asta i-am spus, oamenii. Nu putem să ne uităm numai la nivelul de salarii din interior, cel puțin pentru domeniile de strictă specialitate. Trebuie să ne uităm și la concurență. Și concurența noastră sunt alte bănci centrale. Și față de alte bănci centrale nu suntem sus. Suntem chiar sub medie cu nivelul de salarii. Iar pentru serviciile adiacente suntem în piață. Dar pentru specialiști nu putem. Și a doua și al treilea care este? Mă întreabă dânsa. Păi a treia este chiar chestiunea fiscală. Cum vedeți dumneavoastră într-o țară ca România cu mari probleme fiscale? Nu reușim să mai ducă și Banca Centrală, așa până la sfârșitul zilei, ce am ajuns la capital negativ. Da? Și trebuie să ne capitalizați. Grea situația aici, da. Se schimbă paradigma? Nu cred că se schimbă paradigma asta. A fost mereu, într-un fel, multe bănci centrale au ținut la asta. La final eu vreau să, sunt sigur că i-au făcut-o, dar vreau să spun că această lucrare și această temă nu este numai rodul lor. Sunt și ei beneficiari. E bine că au pus-o lucrurile. Sunt beneficiari ai unei echipe de veterani, este adevărat, care au participat, ca și mine, la nașterea unei instituții, Comitetul de Macroprudențialitate, unui concept macroprudențialitate, la ridicarea ideii de stabilitate financiară aproape pe picior de egalitate cu stabilitatea prețurilor. Nu s-a schimbat nicio lege a băncilor centrale să pună acolo stabilitatea, dar practica a dus la asta. Și cu toate că ei au menționat, datoria mea este să-i menționez și eu, pe cei care direct, indirect, prin coordonare, fiind șefii lor, au contribuit la această lucrare. Cred că este aproape pionerat. Domnul Florin Georgescu, prin viceguvernator, a fost de la început la mai la toate întâlnirile CERS-ului. A mai fost și domnul viceguvernator Badea, dar destul e mai tiner, așa. A apărut mai târziu. Eugen Rădulescu, nu știu după unde s-a ascuns, până mai ieri directorul lor și el. Și a schimbat poziția după ce a zis că era bine să fie cursul 2 lei. Nu? Nu vrea să-și mai aducă aminte. Și bineînțeles, domnul academician aici de față, Daniel Deanu, și el, un veteran care a participat la toate ședințele și trebuie să fac o mărturisire. Nu e ședința Comitetului Macroprudențial în care să nu își spună părerea despre ce discutăm acum. Mă opresc aici. V-am reținut cam mult. Vă mulțumesc că ați avut răbdarea să mă ascultați.
Vă doresc o zi plăcută la Banca Națională, dezbatere interesantă și succes. Iar autorilor încoată felicitări. Bună ziua! Bine ați venit la Banca Națională. Îi mulțumesc foarte mult domnului guvernator pentru introducere și pentru cuvintele frumoase la adresa cărții și a stabilității financiare. Într-adevăr, e un domeniu foarte frumos, îl consider și eu, inclusiv pentru că este locul unde se manifestă numeroase schimbări de paradigmă care te stimulează să gândești, cum se spune, out of the box, iar dacă ar fi să continui din exemplele pe care le-a început domnul guvernator de paradigme, mi-aduc aminte că acum 20 de ani, când Banca Națională a introdus pentru prima oară instrumentele privind debitorii pentru a mai tempera ritmul de creștere al creditului în valută, e vorba de gradul maxim de îndatorare și avansul minim pe care trebuie să-l aduci. Mi-aduc aminte, atunci am avut discuții mari, erau alături de mine colegii de la direcția reglementară, pe care îi salut. Am avut dificultăți de a-i convinge, inclusiv pe partenerii noștri internaționali, de necesitatea unor asemenea instrumente, pentru că la acel moment paradigma era că sunt măsuri administrative care afectează libera circulație a capitalului și trebuie să scap de ele. Și a venit criza financiară din 2007-2008, iar după câțiva ani, în tot mai multe țări, exact aceleași instrumente au început să fie implementate și exact aceleași instrumente care cu câțiva ani înainte erau denumite instrumente administrative, acum se numesc instrumente macroprudențiale și lumea te încurajează să le implementezi ca fiind deja parte din panoplia de bune practici pe care să le urmezi pentru a-ți asigura o fiabilitate a sistemului bancar. Și uitându-mă în statistici, le comentăm pe larg și în carte și avem și povești legate de aceste schimbări de paradigmă, domeniul a rămas activ. De exemplu, în Uniunea Europeană, în continuare, cele mai multe instrumente macroprudențiale implementate sunt de tipul acesta, privind debitorii, în jargonul de specialitate, loan to value și debt service to income, mult mai multe decât instrumente macroprudențiale de privind capitalul, pe care la fel le detaliem în carte. Și ultimul lucru legat de amintiri și am încheiat, când am calibrat noi ultima oară la Banca Națională aceste măsuri, era cu un an înainte de criză, de criza pandemică. Dacă vă aduceți aminte, atmosfera și atunci erau, ratele de dobândă erau foarte scăzute, în multe țări chiar negative. Și propunerea noastră de recalibrare ca să țină cont de un posibil șoc de creștere a ratelor de dobândă, în condițiile în care ideea dominantă era că vor rămâne ratele de dobândă scăzute pe perioadă foarte lungă, low for long, a apărut din nou o ciudățenie, însă măsura a fost implementată, respectiv recalibrarea acestor instrumente pentru a
ne asigura că dacă un șoc pe rata dobânzii se manifestă, debitorii pot face față unui asemenea eveniment negativ și imediat după schimbarea aceasta de reglementare, am avut criza pandemică, criza energetică și criza inflației, iar șocul de rata a dobânzii a fost semnificativ mai mare decât ne gândisem noi în 2019, însă a ajutat semnificativ, spunem noi, în menținerea unei capacități bune a debitorilor de a-și onora serviciul datoriei. Am alături de mine trei personalități cărora le mulțumesc foarte mult pentru prezență. Au avut și contribuție importantă în carte. Domnul academician Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal și consilier al domnului guvernator, este cel care ne-a scris și cuvântul introductiv. Domnul profesor Bogdan Negrea, directorul Departamentului de Monedă și Bănci din cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori din ASE, și domnul Valentin Leaza, economistul șef al Băncii Naționale României. Domnule academician, știu că dumneavoastră aveți deja o bogată activitate și publicații pe domeniul stabilității financiare, iar această îmbinare și cu politica macroprudențială, politica fiscală și expertiza de politică monetară, noi am simțit-o binevenită. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru invitație și o să folosesc acest prilej pentru a exprima câteva gânduri. Parțial se intersectează cu ce am spus în cuvântul înainte. Cei care au curiozitatea să răsfoiesc pe să-mi băgați în gură asta, pe nu mai vorbesc. Se intersectează cu ce am spus în cuvântul înainte, dar sunt și aspecte pe care nu le-am cuprins acolo și care eu zic că merită menționate. Acum, pentru că ați vorbit despre practici bune, să știți că practicile bune nu sunt imuabile. Practicile bune între care am paranteză, în părerea mea, sunt mișcate de două drivere puternice. De gândirea economică prevalentă, numită, că și cu paradigmele trebuie să fim atenți, nu se tot paradigme. Există o paradigmă care i-a succedat alta, dar ele se întâlnesc pe ciclu lung. Este paradigma că piețele se echilibrează singure, nu trebuie să interfereze. O autoritate centrală, și există altă paradigmă care privește piețele financiare în mod intrinsec instabile și care au nevoie de intervenții, nu în permanență, dar care să încerce să limiteze stricăciunile. Există o dezbatere care ea a fost continuă. Ce a contat în ultima instanță este care paradigmă și-a găsit concretizarea în politicile autorităților centrale. Fie bănci centrale, fie autorități de reglementare, când băncile centrale nu sunt și autorități de reglementare. Acum, ce să spun? Volumul este singular. Eu nu știu să mai existe o lucrare de această anvergură, de această cuprindere problematică în literatura de specialitate de la noi. Deci nu cunosc, s-ar putea să existe. Însă am totodată convingerea că profesorii de la universitățile mari din România sigur că tratează aspectele macroprudențialitate, legătura între stabilitate financiară și macroprudențialitate. Acum, dacă am pune o întrebare, dar de ce totuși stabilitatea financiară este tot mai prezentă în dezbatere? Și sigur, un răspuns aproape instantaneu ar fi dat.
criza financiară a arătat că este nevoie de instrumente, de intervenție, trebuie să conceptualizăm și trebuie să continuăm să operaționalizăm, pentru că incertitudinile rămân foarte mari. Este un domeniu foarte nou, sunt dileme foarte mari. Însă, există totuși un fond care explică de ce stabilitatea financiară a căpătat atâta proeminență. Și eu cred că un prim element care merită să fie evocat este financiarizarea tot mai puternică a economiilor. Deci dacă am compara sistemele financiare din ultimele, să spunem, două decenii cu sistemele financiare din perioada imediat postbelică, al doilea război mondial, am vedea că este o diferență foarte mare. Contribuția băncilor la PIB și așa mai departe, sunt multe, multe de discutat aici. Iar această financiarizare a venit cu o creștere a complexității. Complexitatea e bună, dar are și un revers al medaliei, pentru că nu înțelegi, nu știi ce să faci în momente critice și te poate bulversa și te poate copleși sistemul economic. Da. Și nu mai vorbesc de inovații financiare, iar între ghilimele. Inovația financiară este, cum să vă spun, poate să fie un măr otrăvit, inovația financiară. După care, discutăm despre economii monetare, rolul în creștere tot mai mult al fluxurilor financiare în dinamica dezechilibrelor și ratelor de schimb. Și de aici știți și marea dispută între abordarea monetară, monetaristă a dinamicii cursului de schimb și cealaltă care se vizuie pe elasticități în funcție de evoluția balanței comerciale. În fine, este ceva care ține iar de ultimele două decenii și a devenit o preocupare obsesivă, nu numai pentru guverne, pentru bănci centrale. Pentru că, mai ales în cazul șocurilor puternice, băncile centrale au trebuit să intervină ca împrumutător de ultima instanță. Este vorba despre deficite bugetare mari și datorii publice foarte mari. Și sunt țări puternice care au monedă de rezervă și care au datorii publice foarte mari. Deci, nu este vorba numai de economii emergente care nu au potență financiară și care au vulnerabilități. La nivelul economiei globale, ai datorii publice și datorii private foarte, foarte mari. În fine, dar nu în ultima instanță, este proliferarea riscurilor sistemice. Pe unele le înțelegem, altele se revelează, ni se revelează și căutăm să când spun căutăm, nu neapărat noi, cei care trebuie să intervină, băncile centrale mari. Și aici este de menționat acest shadow banking. Deși despre sectorul bancar umbră se vorbește imediat după izbucnirea crizei financiare 2008-2009, nu s-a reușit o reglementare adecvată a sectorului bancar umbră, deși se dorește, pentru că rezistența pusă de lobby-ul acestui shadow banking. Și băncile doresc să fie reglementat shadow banking. Rezistența este cum extraordinară. Și argumentează că nici nu e nevoie. Dar ultima intervenție este a lui Elizabeth Macaulay de la Banca Centrală Europeană în Comitetul de Supraveghere, care spunea că din cauza interconexiunilor între sectorul bancar și acestul shadow banking, sectorul bancar umbră, vom avea în continuare surprize foarte mari dacă nu se va interveni. Însă este o luptă pe viață și pe moarte și sunt în Statele Unite unde băncile iar caută to tweak reglementările ca să aibă mai mult capital disponibil pentru finanțarea economiei. Adică, deci lupta asta și-a fost ciclică, nu e ține. După fiecare criză financiară s-a intervenit, s-a încercat ceva, după care să dereglementăm. Este o istorie ponosită, urâtă și cei care plătesc sunt cei mai neajutorați. Azi, când fac așa ceva, nu vreau să... că nu sunt populist aici. Este iar o constatare tristă și implicațiile sunt pe plan politic.
Deci aceasta este, și mai există schimbarea climatică, care este un șoc permanent. Deci nu este un șoc, am o pandemie sau au intervenit băncile centrale. O schimbare climatică. Aici o dezbatere, ce pot să facă băncile centrale. Powell, la ultimul hearing în Congresul American, a fost întrebat și a spus, doamne, nu e în mandatul nostru. BCE-ul, altă abordare, deși și înăuntru a BCE-ului există dezbatere aprinse, pentru că sunt unii reprezentanți în Consiliul Guvernatorilor care nu sunt de acord cu o abordare mai clară ceea ce privește schimbarea de climă. Dar am menționat pentru a vedea diferențe de abordare și între băncile centrale, înăuntrul băncilor centrale, presiunile care sunt foarte mari pe bănci centrale. Sunt presiuni care vizează chiar independența băncilor centrale și aceasta este o temă de viitor și să sperăm că totuși nu va fi lovită independența băncilor centrale, care totuși de bine de rău au reușit să cârmească în direcția bună, să țină totuși corabia în vremuri foarte, foarte complicate. Și eu zic că sunt două perspective de a judeca sistemul financiar, care apar și în lucrare, poate nu chiar așa de explicit cum le văd eu acum, este, să spunem, din partea macroeconomiei, dezechilibrele macro care pot să lovească sistemul financiar. Și avem multiple situații, este o istorie întreagă, de la criză de balanță de plăți, care sigur creează probleme și care sunt generate de neglijențe ale guvernelor. De aceea trebuie să vorbim despre politici fiscale responsabile. Paul, tocmai la această intervenție în hearings americane, în Congres, spunea, doamne, nu-i treaba noastră, noi ne ocupăm numai de politică monetară. Poți să o spui acolo, poate, pentru că este și campanie electorală, sunt alegeri prezidențiale, Statele Unite. Nu există însă bancă centrală care să nu e voce, așa cum fac și comunicatele noastre, să fie neglijentă față de ce se întâmplă în domeniul fiscal. Deci nu se poate așa ceva. Ai nevoie de politici fiscale responsabile, așa cum și politicile monetare trebuie să fie deștepte. De aceea se face distinție între R-Star, nu? R, care are o singură steluță, care ar fi rata neutrală pentru stabilitate macroeconomică, și R-Star dublu, care privește stabilitatea financiară, pentru că dacă ridici de pildă rata de politică monetară, pentru că ai tu o evaluare extraordinară, care e rata naturală, și faci abstracție de malfunctioning, de carențele din sistemul financiar, poți să ai daune foarte mari în sistemul financiar. Și după aceea să reduci dobânzile copios. Deci ai macroeconomia care poate perturba sistemul financiar foarte mult. Și ai situația, să spunem, a economiilor emergente, unde trebuie să fii foarte, foarte pragmatic. Economiile emergente nu își permit să fac practice QE-urile și se vorbește și în, poate nu suficient în lucrare, pentru că au vulnerabilități. Dacă au deficite mari, e foarte rău. Și noi știm din propria experiență, și România are o economie emergentă care, din păcate, aproape și-a structuralizat deficitul bugetar. Și vedem ce dificil este să ieșim din această matcă rea, nefavorabilă. Ai nevoie de datorii publice sustenabile, nu poți să practici datorii publice, ce ar fi de pildă, că am văzut și în dezbaterea publică de la noi, păi da, dar Statele Unite au datorie publică de 120-130% din PIB. Franța peste 100% din PIB, Belgia, oameni buni. Nu suntem nici în zona euro, nu avem monedă de rezervă, avem un deficit bugetar foarte mare și România a mai trecut printr-un impas în perioada 2007-2008, avea o datorie publică de 14-15% și a intrat în criză de lichidități pentru că piețele înghețaseră. Deci trebuie să fim foarte atenți când facem asemenea și să dau asemenea pilde. Și acum, ia cealaltă perspectivă. Sistemul financiar, care din vari motive îți poate destabiliza economia. Și aici, de la cele două paradigme care vor continua să se înfrunte. Și acum, există cei care de la școala care a început cu Fisher, Keynes, Minsky, care are pe Stiglitz protagonist, Schiller,
Și cealaltă școală care spune, doamne, lasă, doamne, să lăsăm piețele, doamne, piețele știu cel mai bine. Voi sunteți cei care creați probleme. Acum vă las pe dumneavoastră să judeci cea care este mai realistă. Ce este clar este că atunci când sistemul a fost bine reglementat și au existat reglementări, n-am avut crize financiare foarte acute. Deci după valul de dereglementare care a început în City-ul londonez, în Statele Unite, că s-a terminat cu Glass-Steagall, am încurajat, nu am eliminat, crizele nu pot fi eliminate în totalitate, dar le poți amplifica, crizele financiare, cu costuri foarte mari. Costuri foarte mari care după aceea sunt preluate de bugetele publice. Asta este foarte clar. Asta s-a întâmplat în criza financiară. Urmă, ai evoluții noi, de pildă. Inteligența artificială care are o prezență mai palidă în lucrare, dar care este, în opinia mea, este iar un mare pericol pentru sisteme. Algoritmizarea aceasta a operatorilor în piață a început de mai mult timp. Însă, în condițiile în care pui pe pilot automat și folosești aproape în totalitate algoritmizarea, efectele de turmă și contagiunea pot într-adevăr cauza mari stricăciuni în sistemul financiar și economiei. Și vor reclama intervenția băncilor centrale și a guvernului. Și aici aș mai spune ceva care eu cred de mult timp. Am și spus-o și poate că am contrariat. De mult timp am spus că este un avantaj adesea, mai ales pentru economii mai puțin dezvoltate, să ai un sistem financiar mai simplu, nu foarte sofisticat. Și rămân la această opinie, pentru că zic că viața arată că așa stau lucrurile. Oricum, piețele financiare, și vorbesc de șocuri care vin din piețele financiare, piețele financiare au multe, și asta s-a văzut, au multe, ele nu funcționează smooth, lean. S-a văzut și când fondurile money market funds în Statele Unite au avut probleme. S-a văzut și cu hedge fund-uri care au avut probleme. Există această teză că, de fapt, nu există probleme în sistem. Și Fed-ul american, ca și BCE, în anumite circunstanțe, au fost obligate să intervină ca market maker. Și asta este o temă care ar trebui să fie dezvoltată în lucrare. Pentru că Banca Centrală, în moment, n-ar trebui să fie market maker. Banca Centrală, ea trebuie să fie numai împrumutător de ultimă instanță. Și reglementator, dacă preia și funcția de reglementare, dar să fie și market generator. Ce treaba băncii centrale să creeze ea piața sau să repare piața? E, uite că se vede că așa stau lucrurile. Controlul capitalului, dacă spuneai acum 30-40 de ani, țările economiei emergente din Asia și de prin alte părți, America, încercau să folosească controlul capitalului. Îndemnurile care veneau potrivit paradigme dominante, niciun control al capitalului, lăsați banii să circule. Și am văzut ce s-a întâmplat și în Asia și în America Latină. Odată cu venirea lui Carstens, nou secretar general la Banca Reglementelor, care a avut și experiența Mexicului și au dat seama că lucrurile sunt mult, trebuie să fie mult mai nuanțate. Și ironia este că odată când noi am încercat pe calea de intrare în Uniunea Europeană, cei de la Uniune spuneau, dacă nu lăsați circulația liberă a capitalului, nu intrați. Și atunci cei de la fond au fost de partea noastră. Pentru că lucrurile erau în mișcare. În sens că există o logică a funcționării pieței unice care dictează așa ceva. Mișcarea capitalului, mișcarea forței de muncă. Nu poți să intervii deloc. E, uite că macroprudențialitatea a lovit logica de bază a funcționării pieței unice. Pentru că macroprudențialitatea aplicată înăuntru Uniunii Europene, asta face. Obligă la control asupra, adică să n-ai exces de credit, ca să controlezi excesul de cerere. Deci, practic, intervii, asta este. Deci intervii pe plan intern, dar și pe plan internațional prin coordonarea de măsuri în circulația
capitalurile. Deci asta se întâmplă. În ceea ce privește rolul reglementărilor, aici o să caut să fiu foarte, foarte iute, ele sunt absolut necesare, ele însă sunt într-o zonă de vag și ele vor trebui în continuare să se adapteze. Ce pot să spun este că măsuri macroprudențiale au fost și deuroizarea care s-a încercat în România. A fost o măsură macroprudențială. Ea nu apare așa în literatură și nu o să vedeți, dar ea este în esență o măsură macroprudențială, pentru că am încercat să facem economia mai rezistentă. Dacă aveai o economie puternică euroizată, păi ce se întâmpla dacă aveai o depreciere la un atac asupra leului? Ce făceai cu cei care luaseră credite în euro, apropo de depreciere foarte puternică? Deci a fost o măsură macroprudențială. Și aș mai spune ceva, eu pledez pentru o abordare macroprudențială și la nivelul Consiliilor Fiscale Naționale, care sunt instituții noi. Pentru că Consiliile Fiscale trebuie să aibă în vedere așa numite hidden liabilities, adică pierderi ascunse care vor fi preluate de guverne, de bugetele publice, și ele pot să vină din sectorul financiar. Așa se întâmplă la criza financiară. Ai preluat la bugetul public. Și păi spune numai despre, n-aș vrea să mai tot pedalez pe această vulnerabilitate a noastră, care este cunoscută, este evocată și de Banca Națională, este menționată constant de Consiliul Fiscal la noi. Avem un deficit structural, deficit bugetar foarte mare. Deficitul structural este peste 6,5% din PIB. Și ai și un cont curent care are un deficit mare, cu o finanțare externă aproape jumătate. În România există o rezistență enormă la corecția acestui deficit bugetar, foarte mare, pentru că va afecta veniturile ale oamenilor. Și nu se acceptă teza. E o teză care iar prevalează, că România este suprataxată. Nu avem timp și nici nu vreau să stărui. România nu este suprataxată. Nu este suprataxat. România colectează într-adevăr foarte puțin. Împotrivă, există însă dezechilibre foarte mari, există sectoare mult mai taxate decât altele, mă refer și la categorii de contribuabili. Și, în fine, aș mai spune ceva, că vorbim despre stabilitate financiară, educație financiară. Noi toți cerem ca cetățenii să știe mai mult. Nu cetățenii trebuie să aibă cunoștințe mai bune economice și financiare. Este bine să fie așa. Educația financiară se adresează în primul rând celor care iau decizii. Da? Experților din guverne, dacă există, experților din partide, dacă există, și parlamentarilor. Într-o țară care vrea să aibă politici serioase, ar trebui să se discute în comitete parlamentare, să existe audieri cu experți, să vină cei de la Banca Centrală, cei de la Consiliul Fiscal, să vină experți din mediul academic și să exprime un punct de vedere. Ați văzut la noi cum se întâmplă dezbaterile. În 6 ore, într-o zi, s-au terminat dezbaterile pe un proiect de buget, nu se discută pe probleme de stabilitate financiară. Asta este. Deci, cam asta să vă spun. Încă o dată vă felicit pentru această lucrare și vă doresc o ediție a doua care să continue drumul pe care l-ați deselenit. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim tare mult și noi. De altfel, legat de ediția a doua, ați ridicat deja câteva probleme de shadow banking din partea de schimbări climatice. Recunosc că în versiunea una din versiunile preliminare ale cărții aveam și două teme. Una era legată de AI și implicațiile pe domeniul financiar, cealaltă temă de riscurile sistemice de lichiditate, mai ales după ce am văzut în ce manieră pot evolua aceste evoluții nefavorabile cu Silicon Valley, în Statele Unite.
Cele două teme n-au mai prins forma finală a cărții, pentru că nici noi nu ne simțeam suficient de stăpâniți, de stăpâni pe subiect, și pentru că simțeam că mai sunt elemente pe care trebuie aprofundate, însă legat de a doua ediție de care spuneți când o să fie, avem... Lecția nu este... Problema este că sistemul bancar nu este încă bine reglementat. El însă nu este bine. Ați văzut diferențe între băncile regionale și... Da? Și nu au înțeles ce înseamnă șocul creșterii bruște, brutale a ratelor de politică monetară asupra portofoliului, că acolo aveau mark-to-market în bilanță. Deci, asta este. Nu e că... Deci n-ai sistemul bancar încă bine reglementat, opune rezistență și vrea să fie dereglementat și în materie de cerință de lichiditate și de capital propriu, și ai un sistem non-bancar, doar umbră, care ăla nu e reglementat cum trebuie. Nici criptoactivele nu erau reglementate. Deloc nu erau reglementate. Dar o concluzie pe care o pot reține că acest domeniu merită a fi aprofundat suplimentar, inclusiv în zona academică. De altfel, noi în cadrul parteneriatului pe care îl avem, parteneriatul Banca Națională a României, Academia de Studii Economice, programul de masterat BANCAS, Bănci Centrale și Instituții Financiare, există o disciplină care se ocupă de stabilitate financiară și politică macroprudențială, iar cartea de față este într-un fel și suport de curs pentru această disciplină. Fac precizarea pentru că dacă sunt persoane interesate să se înscrie la un program de masterat în domeniul finanțelor, nu neapărat cel pe care l-am menționat, în două săptămâni aproape debutează perioada de înscrieri și sunt bineveniți. Așa că trec la cealaltă perspectivă pe care am anunțat-o, respectiv domeniul academic, și îl invit pe domnul profesor Negre Bogdan. Mulțumesc mult, Florian, mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Sunt onorat să particip la această dezbatere despre cartea voastră, Matei, Alexie și Florian. Vă felicit din toată inima pentru acest demers și mulțumesc pentru cunoașterea transmisă, pentru că este efectiv un act de transmitere a unei cunoașteri. Și deci vă felicit din toată inima pentru această realizare. Acum, eu vin din partea academică și am tendința asta de a analiza după rigorile noastre o carte și aș vrea să spun mai întâi câteva lucruri formale mai degrabă despre carte, după care să intru în chestiuni de fond, să zicem. Nu o să dezvolt foarte mult, evident. Să încep cu chestiunile formale. E o carte foarte bine scrisă. Mie mi-a creat o plăcere intelectuală imensă, parcurgând. Cartea își atinge efectul, adică stârnește curiozitatea, că aceasta trebuie să fie efectul unei cărți, unei publicații, unei cercetări, să stârnească curiozitatea cititorului. Încep să spui întrebări, încep să devii critic, evident, încep să cauți lucruri pe subiecte care dintr-o dată te interesează. Recunosc că am vreo 2-3 idei de cercetări deja în urma lecturii, deci e stimulatorie lectura. Asta vreau să spun în primul și în primul rând. Pe de altă parte, cartea are o rigoare academică. Îmi place că afirmațiile făcute în carte sunt totdeauna ancorate într-un state of art al literaturii. Nu par lucruri speculative, scoase din joben și puse acolo în carte. Da? Și trebuie menționat acest lucru. De asemenea, n-aș putea spune că această carte e o carte despre povestiri economice, impresii de călătorie, nu știu cum să le mai numesc, eseuri filozofice. Nu, e o carte tehnică. Este o carte tehnică, pentru că în această carte se prezintă modelele de benchmark clasice, stabilitate financiară,
se face apel la tehnici econometrice, acestea sunt explicate foarte frumos, intuitiv, adeseori prea intuitiv, astfel că pentru studenții noștri de la Bancas, despre care spunea Florian mai devreme, ar trebui acum să înțeleagă perfect, să aibă perfect intuiția utilizării acestor tehnici sofisticate, da? Și să le aprofundeze. Pentru că acum știu la ce servesc, știu care este utilitatea. Orice carte vine cu o critică. Este o carte cu minte. Cu minte din punct de vedere al tehnicilor oferite. Aștept cu nerăbdare volumul 2. De ce? Pentru că trăim alte vremuri. Trăim într-un sistem financiar care devine din ce în ce mai complex, sofisticat, presupune instrumente sofisticate, și atunci nu știu cât timp modelele benchmark utilizate pot să-și depășească condiția. Nu știu cum să zic, o condiție de overfitting, o condiție de underfitting și așa mai departe. De asta am pus cuvântul acela cu minte. Da? Nu, statistic, nu avem nicio problemă, nu supără pe nimeni, da? Dar parcă e nevoie de ceva mai mult pentru a explica contextul actual. Vorbim în contextul actual de dependență, sector financiar bancar, sector financiar nebancar în special, dezvoltarea acestuia, dezvoltarea activelor gen cripto, da? Avem platforme tranzacționare, accesul facil, inclusiv al investitorilor individuali, este extraordinar în zilele noastre. Și atunci mai apare un lucru suplimentar, se modifică comportamentul indivizilor. Homo economicus nu mai este același în ziua de astăzi. Și trebuie să ținem cont de acest lucru, pentru că altfel ne vom confrunta inevitabil cu noi crize, bineînțeles o să învățăm din ele și o să reglăm lucrurile, dar asta este întotdeauna expost. Și domnul academician dădea un exemplu foarte bun cu acea idee că piețele se autoreglează. Întotdeauna în modele suntem tentați să facem proxy-uri, să utilizăm proxy-uri, bazându-ne, de ce nu, pe ipoteze axiomatice, le numesc eu. Cum e ipoteza piețelor eficiente a lui FAM? E o ipoteză axiomatică. Și este confortabilă când modelezi, spre exemplu, astfel de ipoteză. Mă rog, vine criza din 2007-2008 și introduce modele fricțiuni financiare, că vezi că nu mai este suficient acea ipoteză axiomatică, cum îi zic eu. Chiar există o glumă pe tema asta, cu ipoteza piețelor eficiente a lui FAMA. Doi economiști merg pe stradă și la un moment dat văd o bagnetă de $100. Dar n-au nicio reacție, trec mai departe. După un anumit timp, unul dintre ei spune celuilalt: mi s-a părut mie, dar parcă am văzut $100 pe jos și am trecut pe lângă ea. E adevărat? La care celălalt spune, niciun caz nu poate fi adevărat, că dacă ar fi fost adevărat, o lua altcineva înaintea noastră. Cu alte cuvinte, toată această ipoteză folosită ca proxy, repet, în modelele economice, ne spune de fapt că o oportunitate e un miraj. Da? Sau să translatez în limbaj științific academic, dezechilibrele sunt un miraj pe piața financiară. Evident, acest lucru contravine realității. Da? Deci dezechilibrele, și mai ales în sistemul financiar actual, au loc. Și dacă le considerăm iluzii și lasă că se reglează, nu știm în cât timp se reglează, probabil că se reglează, pentru că de aceea teoria nu degeaba a luat premiul Nobel, dar trebuie văzut în cât timp. Deci sunt multe paradigme care ar trebui tratate, modelate, pentru că totul trebuie să se bazeze pe dovezi științifice. Speculații putem face de nenumărate. Dar dacă nu aducem dovezi în sprijinul afirmațiilor, atunci va exista tot timpul un mic semn de întrebare, poate unul mai mare și așa mai departe. Acum aș mai spune un singur lucru. Legat de acest trinom, l-aș numi stabilitate, criză, politică publică, ca să generalizez.
Ce se observă? Că politicile publice întotdeauna se adaptează. Are loc o criză, se învață din ea, se trag învățămintele necesare, după care se impun anumite reglementări, dacă e cazul, și așa mai departe. E dacă vreți ca în cazul industriei aeronautice. Se prăbușește un avion, se studiază cutia neagră cu atenție, după care spune, dacă apăsa pe butonul respectiv sau dacă era avertizat de nu știu ce senzor, atunci apăsa frâna sau accelerația, se rezolva problema. Și atunci se instituie o nouă regulă. Cam așa, mă rog, iertați în parabola, se întâmplă și în cazul politicilor publice, grosomodo. Și atunci este foarte important să modelezi aceste chestiuni, să aceste crize financiare, evident, ele sunt rare, extreme, se întâmplă deseori unexpected, sunt neprevăzute, dar ceea ce vreau să spun că există procese endogene și procese exogene care formează aceste crize financiare. Procesele endogene, unele dintre ele pot fi modelate, evident că nu, sunt procese de tip self-organized criticality, în sensul că sistemul se duce cam singur spre punctul său critic în care va exploda. Ca în cazul unui seism, unei avalanșe. Da? Se întâmplă lucruri de genul ăsta, sunt componente ale acestor procese endogene. Deci, o posibilitate de modelare există aici, se pot extrage semnale de avertizare și așa mai departe. Dar există și o componentă care este exogenă. Mă rog, există COVID-ul, exemplu clasic de fenomen exogen, dar există fenomene exogene care mie mi se par periculoase în sistemul financiar actual. Și unul dintre ele ar fi frauda. Dau exemplu, este și în carte, FTX-ul, platforma de tranzacționare cripto, miliarde de dolari s-au dus așa. Bun, oportunitățile sunt finanțate, dar e bine să câștigi de pe urma oportunităților sau dezechilibrelor. De acord, dar cineva suportă costul. Sau, dacă nu-l suportă cineva, al doilea canal economic e să intre într-o bulă și să crească acolo, să există o energie care crește până explodează sistemul și are loc criza financiară. Deci, sunt multe aspecte care în zilele noastre devin, ca să zic așa, vor constitui, din punctul meu de vedere, o nouă paradigmă și aștept cu nerăbdare ca atare volumul 2. Deci, Florian, Matei, Alexi, ce faceți? Nu ne mai fierbeți, oferiți-ne și continuare. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult și eu, Bogdan! Rețin această idee că sistemele financiare devin tot mai complexe, tot mai sofisticate, pentru că a menționat-o și domnul academician Dăianu, care pledează pentru un sistem mai simplu, însă indiferent de cum vor evolua sistemele financiare, cred că partea de educație financiară care să se adreseze decidenților, inclusiv celor din sistemul financiar, nu numai domeniului politic sau altor domenii economice nefinanciare, e un element critic. Și aici cred că ridic mingea la fileu domnului Leaza, inclusiv în cartea dumnealui atinge puțin acest subiect și mi se pare foarte interesant. Da, mulțumesc, Florian. În primul rând adresez, bineînțeles, felicitări autorilor și mulțumiri pentru că m-au invitat să vorbesc despre cartea lor. Domnul guvernator spunea mai devreme că dacă înveți un papagal să spună ofertă și cerere, ai un economist. Eu exact despre asta vreau să vorbesc, despre oferta și cererea de carte economică în România și în particular despre oferta și cererea pentru această carte. În ce privește oferta? Deci ea e pe masă, o vedeți. Cei trei autori au scris această carte din generozitate, dintr-un prea plin al lor, neașteptându-se la recompense și așa mai departe. Nu i-a obligat nimeni, au făcut-o pro bono. Știm cu toții că nu te îmbogățești, ba mai degrabă invers, când scrii o carte economică.
Sigur că ei au avut totuși o motivație în aceea că dânsii predau materia respectivă la acest curs de masterat făcut de BNR împreună cu ASE la Bancas. Și în, ca rezultat, cartea aceasta a fost tipărită în câteva sute de exemplare. Trebuie să spun că eu nu o privesc numai ca pe un suport de curs, ci ca pe un adevărat compendiu, ca pe un adevărat tratat. Și aici depinde de ambiția voastră. Dacă voi vreți să vă opriți la ea ca și la un suport de curs, fair enough, câteva sute de exemplare pentru studenții la masterat și nu știu ce. Eu nu m-aș opri aici și aș vrea, mi-ar plăcea ca voi să o vedeți ca pe un compendiu, ca pe un tratat care să fie oferit pieței publicului României mai larg decât studenții de la masterat de la Bancas. Și aici o să vorbesc puțin despre cererea potențială, pentru că ea nu este efectivă, ea doar, cred sau sper că există o cerere potențială de carte economică. Și am să pornesc de la faptul că în România există, am estimat eu, cel puțin 500.000 de economiști cu diplomă, de la facultăți private, de stat, etc., etc., care ar trebui, în principiu, să fie interesați de subiectul acestei cărți, de stabilitatea financiară și politica macroprudențială. A, unii dintre ei ar putea să spună, da, dar eu lucrez în contabilitate, eu lucrez în desfacere, eu lucrez în human resources, ce mă interesează pe mine stabilitatea financiară? Mi se pare că nu e o atitudine demnă de un economist cu diplomă, pentru că, să ne amintim, criza din 2007-2008, care a dus la nașterea acestor domenii de studiu, practic a fost cea care a pus sub semnul întrebării însăși meseria de economist. Regina Elisabeta a II a venit și a întrebat unde erați voi, economiștii celebri, că n-ați putut să prevedeți această criză. Da? Deci măcar ca și prestigiu sau orgoliu al profesiei, trebuie măcar să ai o cât de vagă idee. Nu mai vorbesc că din acești 500.000 de economiști, mulți sunt profesori, analiști economici, jurnaliști în domeniu, cercetători la institute private sau de stat. Nu merg așa departe de a spera să fie și experți parlamentari, nu sunt atât de optimist ca domnul Dăianu, dar sunt destui care chiar ar trebui să fie interesați. Merg mai departe. Hai să zic că 500.000 e cam o ștachetă prea sus. Dar în România există 50.000 de economiști care lucrează în bănci. Ăștia, materia lor primă ar trebui să fie stabilitatea financiară. Adică cum faci ca să înțelegi toate aceste provocări și riscurile la care te expui tu ca bancă, în primul rând, cum îți expui banca și pe clientul băncii dacă nu înțelege aceste concepte. Mulți dintre acești salariați ar putea să spună, domne, nu ne interesează, inventăm noi aceste norme și instrucțiuni, noi le primim de la BNR, le aplicăm așa cum sunt, ne vin de-a gata, le aplicăm fără vreo implicare emoțională și intelectuală. Un fel de noi muncim, nu gândim în variantă modernă. Bineînțeles că și această atitudine nu este una care să fie demnă de laudă. Mai departe merg, restrâng încă și mai mult. Dintre acești 50.000 de amploiați bancari, probabil că vreo 5.000 sunt cadre de conducere, CEO, directori, directori de agenții, șefi de departamente, etc. Dacă nici ăștia nu trebuie să știe foarte bine ce scrie în cartea asta, atunci nu mai știu cine trebuie să știe. Unii dintre aceștia ar putea să spună, domne, e prea multă reglementare bancară, mulți sunt crescuți în tradiții libertariene, ce atâtea reglementări, lăsați-ne în pace, și așa e supra-reglementată această industrie. N-aș prea fi de acord, să nu uităm că România este una dintre cele 5 state ale Uniunii Europene care nu au avut nevoie de bani de la buget în urma crizei financiar-bancare, pentru a salva băncile. Deci iată că multă puțină cât a fost, reglementarea a avut rezultate pozitive pentru sistemul financiar din România.
Bun, să zicem că o parte din cei care i-am enumerat aici, măcar o mică parte, fie experți, analiști, ziariști, șefi de bănci, etc., etc., ar putea fi convinși de acest mesaj. Dar mai înainte de a fi convinși de acest mesaj, această carte ar trebui să ajungă în rețelele de librării, cel puțin în orașele mari. Adică voi, dacă aveți ambiția asta, nu mă pun eu în papucii voștri, în pantofii voștri, dar dacă aveți ambiția să fie mai mult decât un suport de curs, ceea ce este, ar trebui cu editura să vorbiți și să mergeți și să-i faceți publicitate la facultatea de la Cluj, la facultatea de la Iași, la Craiova, la Constanța, la Timișoara și așa mai departe. Pentru că un om chiar bine intenționat, care m-a ascultat pe mine și a zis, bă, ăsta parcă nu vorbește chiar prostii, poate că ar trebui să citesc cartea asta, ar avea două obstacole de înfruntat. Primul este dimensiunea foarte mare. 500 de pagini în ziua de azi se sparie gândul. Vă spun și cum poate fi eludat acest obstacol. Al doilea este că dacă deschide la un anumit capitol pe aici, o să vadă numai regresii, econometrie, analiză cantitativă, fii grecesc, vreau să spun, nu, piuri grecești și așa mai departe. Și o să zic că, băi, lăsați-mă în pace cu chestiile astea. Ei însă au făcut o chestie inteligentă, în sensul că la sfârșitul fiecărui capitol au câteva pagini, dar la fiecare capitol au câteva, un subcapitol intitulat Concluzii, probleme și întrebări recapitulative, în care descriu pe scurt principale idei ale capitolului, întrebări deschise, întrebări grile și bibliografia capitolului respectiv. Eu așa aș începe, sau așa aș recomanda să se citească cartea. Fiecare să, din cei interesați, să se ducă la aceste concluzii și dacă ceea ce găsește acolo e de interes, să meargă la capitolul în sine, adică să meargă la partea mai tehnică, mai elaborată. Deci găsesc că e foarte, foarte util să se citească cartea începând cu aceste întrebări recapitulative. În concluzie, autorii și-au făcut datoria, dar nu pe deplin, că au născut copilul, dar copilul trebuie să meargă și la școală și la facultate, adică până se însoară trebuie să aveți grijă de el, sau lăsați așa, să plutească pe apa Nilului într-un coșuleț de paie. Acum este rândul publicului de specialitate să-și facă datoria. Mulțumesc. Ai o reacție la ce a spus Valentin. Eu nu aș fi... N-aș fi așa de încrezător și nesubestimând inteligența fiecărui om, fiecărui economist. Această carte e complicată. Hai să nu... Ce Dumnezeu? Se adresează, pot și cei de la masterat să aibă dificultăți în a parcurge această lucrare. Eu cred că s-ar impune așa ceva. Deci, pornind de la această lucrare și de experiența pe care voi o aveți, elemente de macroprudențialitate. Adică o carte de 130-100 până în 150 de pagini, mult simplificată, nu cu atâta modelare, care să meargă la intuiția și la inteligența omului și se practică așa ceva. Sunt lucrări scrise chiar de laureații Premiului Nobel care spun pentru a ușura, a facilita înțelegerea fenomenelor macroeconomice sau fenomenelor financiare, venim cu o asemenea lucrare. Eu cred că aveți datoria să faceți așa ceva, pentru că această lucrare nu este pentru profesorii din universități și pentru cei de la doctorat și unii foarte buni de la masterat. Dacă vreți să pătrundă această lucrare și să fie cât mai folositoare, atunci trebuie să aveți acest nu-socitor de subestimat, ci o altă lucrare, elemente de macroprudențialitate, care să fie mult mai prietenoase cu cititorul, dacă se dorește o penetrare cât mai largă. Mulțumim mult de sugestii, sunt foarte bune și eu aveam în minte ca după această întâlnire, într-un fel, pentru o anumită perioadă punem punct subiectului, dar am aflat că ne trebuie și un volum
care să mai lărgească subiecte și de asemenea niște elemente de macroprudențialitate care sunt foarte buni. Sper să familia să mă mai lasă să intru în casă, dacă o să afle că mai am. Și asta e o idee. De aceea aș merge puțin către autori, către Matei și către Alexie, să le mulțumesc foarte mult pentru toată această călătorie grozavă. Eu zic că am reușit să ne îmbinăm foarte bine și preocupările și cunoștințele. De exemplu, părțile care o să vă facă plăcere să le citiți, mai optimiste, lecturile acestea mai devar, să știți că cel mai probabil Matei e în spate. Părțile mai sofisticate, în care trebuie să te gândești dacă îți trebuie un masterat în matematică, cel mai probabil de la Alexie vin. Păi pot să gândesc. Da, da, da. Vă spun și de ce, pentru că el e o tire optimistă. El e dinamovist și când a... Și în eforturile de promovare, de revenire în... Că eu tot am o discută. Eu sunt stelist, steaua adevărată, vă spun. Există steaua adevărată, nu cea care... prin tot felul de tertipuri caută să fure emblema și tot. Dar e felul lui acesta. Nu, tu ești un om extraordinar. Deci cam acesta este colectivul care a scris cartea și le mulțumesc tare, tare mult. De asemenea, vreau să le mulțumesc tare mult și colegilor noștri de la Departamentul de Stabilitate Financiară, care sunt foarte performanți și foarte buni și tot timpul au ridicat ștacheta în tot ce scriam și ne-au ajutat extrem de tare. De asemenea, interacțiunile cu colegii noștri de la reglementare, de la supraveghere, de la rezoluție, de la monitorizare, plăție. O să vedeți dacă aveți răbdarea să parcurgeți mai pendelete cartea, noțiuni care merg în cât mai multe zone de banking și a fost grozavă interacțiunea cu ei și ne-a ajutat foarte mult. Vreau să-l salut și să-i mulțumesc de asemenea domnului Ion Drăgulin. Dumnealui prezent în sală este primul director al Departamentului de Stabilitate și este cel care, punând baza departamentului, am învățat de altfel foarte mult lucruri de la dumnealui. Este și ziua de naștere azi, așa că cu atât mai mult apreciem că ați fost alături de noi astăzi. Și vreau să le mulțumesc tare mult și studenților, pentru că acest demers a durat cam 3 ani. Și noi am anunțat mai tot timpul că lucrarea este ce putea fi mai greu să aștern pe hârtie niște lucruri la care suntem în domeniu de, eu sunt de vreo 15 ani. Și îi tot amăgeam că materialul este gata și urmează să aibă ceva structurat după care să învețe. Ne-au ajutat foarte mult pentru că, bineînțeles, n-am avut versiune finală, dar versiunile intermediare le-am oferit către studiu și reacțiile lor ne-au sprijinit foarte tare să îmbunătățim materialul, așa că acum așteptăm să vedem și forma finală, cum va fi preluată. Și ca să încheie acest pachet academic, la fel multe mulțumiri și pentru conducerea Facultății de Finanțe și lui Bogdan, pentru că am avut o deschidere foarte mare de a pune această disciplină în curricula Facultății și în programul de masterat și ne-au susținut tot timpul pentru a aprofunda și de a împărtăși și alților, altora ce știm. Editurii, a fost un partener grozav, țin minte, eram chiar înainte de bunul de tipar să-l dăm și le-am mai trimis câteva zeci de propuneri de corectare, am zis că o să ne mănânce. Nu numai că nu ne-au mâncat, dar au venit și ei cu alte soluții și alte propuneri, de aceea
dacă vă place cum arată cartea, e rolul lor foarte mare, foarte mare aici. Și închei, nu în ultimul rând, și sunt asentimentul tuturor autorilor, vrem să mulțumim tare mult familiei, pentru că v-am zis, a durat aproape 3 ani, dar le-am cam scris în weekend și prin concedii. Și ne-au susținut, ne-au lăsat în pace, măcar să fie și ceva bun. De aceea, multe, multe mulțumiri pentru tot sprijinul și sperăm să vă facă plăcere lecturarea cărții. Cam acestea au fost cele pe care am dorit să vi le prezentăm și sunteți invitații noștri în sala de alături la un cocktail în care putem să vorbim mai multe și mai în detaliu pe marginea cărții. Mulțumim tare, tare mult!